Oare adevărat să fie că Domnul va locui cu oamenii pe pământ? Cerul și cerul cerurilor nu te cap, cu atât mai puțin acest templu pe care l-am zidit numelui tău. Din cartea a treia a regilor, capitolul 8, versetul 27. Prea cu părinte, consilier, prea cu părinte, protopop, prea și prea părinți, onorate oficialități și ubiți frați și surori. Am venit cu bucurie astăzi să binecuvântăm Biserica dumneavoastră și să participăm la Sfânta și Dumnezească liturghie. Cuvântul meu de învățătură cu acest prilej este simplu. Importanța bisericii pentru viața noastră spirituală. Importanța bisericii pentru viața noastră spirituală. De aceea mi-am început cuvântul cu ceea ce citim în Cartea a Treia a Regilor. Se relatează aici că avea loc sfințirea Templului din Ierusalim. Și înțeleptul Solomon, rugându-se lui Dumnezeu, își punea retoric această întrebare: Oare adevărat să fie că Dumnezeu va locui cu oamenii pe Pământ? Cerul și cerul, cerurilor nu te cuprind, cu atât mai puțin acest templu pe care l-am zis din numele tău. Și răspunsul lui Dumnezeu a fost pozitiv. Da, cel pe care nu-l cuprinde cerul și pământul, locuiește cu noi în biserică. Acesta e adevărul. Și atunci ne dăm seama de ce creștinii buni, de ce străbunii noștri au iubit atât de mult biserica. Au alcătuit și versuri frumoase la adresa bisericii. Biserică străbună, lăcaș de închinare, în care s-au rugat în zi de sărbătoare, bătrânii mei părinți și toți strămoși în șir, ce locuie sub cruce în vechiul cimitir. Pe lespe zile tale veneam adesea. eu să fac o rugăciune la bunul Dumnezeu. Și poezia își continuă cu înțelepciune firul ei. Aici, în biserică, s-au întâlnit cu Dumnezeu moșii și strămoșii noștri. Și aici ne întâlnim cu Dumnezeu și noi. Acum, lucrul acesta: că ne întâlnim cu Dumnezeu în biserică, că Dumnezeu cel necuprins să întâlnește cu noi aici. Îl citim în Sfânta Scriptură în mai multe locuri. V-am citit din Cartea a Treia Regilor, dar în Evanghelia după Matei, la un moment dat, Domnul Hristos are dispută cu cărturare și cu farisei. Și îi învăța Domnul Hristos că nu este bine să se jure pe nimic. Și ajungând la lăcașul la de închinătune, zice așa, în Evanghelia după Matei, în capitolul 23, versetul 22, Cel ce se jură pe cer, se jură pe tronul lui Dumnezeu și pe cel ce sate pe el. Cel ce se jură pe altar, se jură pe el și pe toate câte sunt deasupra lui. Cel ce locuiește aici, în biserică, în templu, este bunul Dumnezeu. Și am putea găsi și alte argumente scripturistice, de pildă Sfântul Pavel. La un moment dat era necăjit că unii dintre creștini nu mergeau în toată duminica la biserică. A fi multe de spus referitor la faptul că nu toți creștinii vin duminica la biserică. În Epistola către Evrei în capitolul 10 versetele 24 și 25 Sfântul Pavel zice: Și să luăm seama unul altuia ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Fără să părăsim biserica noastră, așa cum este obiceiul unora, ci îndemnător, făcându-ne cu atât mai mult, cu cât vedeți că se apropie ziua aceea, se apropie ziua aceea, se apropie bătrânețele noastre, se apropie trecerea în Eternitate și întâlnirea cu Dumnezeu. Așadar, e foarte importantă biserica pentru noi creștini. Pentru noi creștini. Încă o dată repet, părinții noștri, bunicii noștri tare iubeau biserica. Și este un scriitor duhovnicesc, a fost ca cu la Domnul, trăia Și el referindu-se la biserică, la biserica noastră străbună din Ardeal, a scris o poezie intitulată tocmai așa, Bisericuță Transilvană. Bisericuță Transilvană. Tu pari un psalm sfios și sfânt, Uita de înger preosânceană mai mult de cer ca de pământ, ce sfinți ți-au măestrit din ce devin străjari și brazi? Că tu ne învednișești credința și dragostea ne Ce soare ți-a sfințit aura din vârful unghiului divin, că și azi lumina și căldura întregi în noi, din el ne vin. Ce taină-i ori și ce icoană! ce jertfă ori orice care dar. Când orice din când plânge o ană, moare manual într-un izvor. Ai numai lacrimi de iubire, la orice încheieturi de trunc spre sfânta ta alcătuire, nu poți să vin numai în genunchi. Și concluzia? Bisericuța Transilvană, azi un grai tăcut și frânt, anștințare și dojană, că noi uităm în legământ, uităm, uităm bunul obicei al părinților, al moșilor și strămoșilor noștri care în toată duminica veneau la biserică. Și de ce o fi așa de importantă biserica? Pentru multe lucruri. Dar cel mai important lucru este că în biserică se săvârșește Sfânta și Dumnezeiasca Liturgie. Aici în biserică, când preotul invocă Duhul Sfânt, prescura și vinul se prefac în trupul și în sângele Domnului nostru Isus Hristos. Vezi ce frățiile voastre dau în modern? Nu știu dacă mai crede asta. Și atunci vă relatez o întâmplare. Un preot grec care mai trește, Stefan Anagnostopoulos, a scris o carte întreagă, Tâlcuirea Sfintei Liturghii. Și tâlcuind liturgia, ne relatează și o sumedenie de întâmplări. Și mi se pare foarte sugestivă următoarea întâmplare, pentru că se potrivește nu numai cu cel relatat acolo, ci și cu mulți dintre intelectualii noștri. E vorba de un intelectual din Atena, care nu mergea la biserică, dar. Îi plăcea ca la sărbătorile mari să meargă la țară, la rudele sale. Și Costas îl chema pe el. Domnul Costas, la un Crăciun, s-a dus la rudeniile sale din vrontul de jos. Verișorii săi șt știind că nu are obiceiul să meargă la biserică, i-au zis, domnul Costas, până mergem noi la biserică, Dumneata rămâi acasă, te odihnești, iar după ce vom veni, vom pune masă mare, că este ziua Crăciunului. S-au dus, a rămas acasă, dar s-a plictisit singur. Și și-a zis să mă duc și eu să văd ce fac ăștia la biserică. S-a dus la biserică și tocmai în momentul acela, părintele ajunsese cu slujba la invocarea Duhului Sfânt, peste prescură și peste vin. Creștinii din biserică vedeau cum vedem și noi, Sfânta cu minecătură sub chipul pâinii și a vinului. El a văzut în potir un copil prea frumos. Și când preotul a invocat Duhul Sfânt, copilul a fost zerfit. Și când creștinii s-au dus să se cuminece, au văzut creștinii, ceea ce vedem și noi, Sfânta Cuminecătură, sub chipul pâinii și a vinului. El a văzut că preotul îi împărtășește pe creștini cu carne și cu sânge. A căzut în genunchi și a exclamat cât îl ținea gura, cred, Doamne, cred. Lucrul acesta se petrece în biserică. Prescura și vinul la Sfânta Liturghie se prefacă în trupul și sângele Domnului Hristos. Numai că toți cei ce sunt de formația Domnului Costas nu merg cu drag la biserică sau nu merg. Și atunci, întâmplări de genul acesta, încearcă, încearcă să ne convingă că după șase zile de lucru e tare bine ca a șaptea să fim în Sfânta Biserică, la Sfânta Liturghie, unde prescura și vinul să prefac în trupul și în sângele Domnului Hristos. Acum, am zis că cei de dinaintea noastră erau nelipsiți de la biserică și credeau că lucrul acesta se întâmplă și el se întâmplă chiar de nu credem noi. Și în sensul acesta, un teolog de al nostru, acum a murit, îl chema Nichifor Crainic. A scris o poezioară tare frumoasă, n-aș vrea să vă plictisesc cu versuri. Dar poezioara se cheamă Cânte cu potirului. Și se referă poezia la faptul că în potiri este trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Și el face elogiu pâinii și a vinului și a felului cum ele sunt cultivate de către părinții noștri. Se cheamă poezia cânte cu potirului. Când holda tăiată de secer fugata, bunicul și tata lăsară o chită de spice în picioare, legând-o cu cernic cu un fir de cicoare. Iar spicele în soare sclipeau mătăsos se închipuie barba lui Domnul Hristos. Când pâinea în cuptor să mâna cu arama, bunica și mama, scoțând-o sfielnic cu semnele crucii, purtau parcă moaște cinstite și lucii, că pâinea, din abur de dulce miros, părea că e fața lui Domnul Hristos. Și iată potirul la gură te aduce, Iisuse Hristoase, tu jerfă pe cruce. Rănește mama de Sfânt Dumnezeu, ca pobul în spice și mustul în ciorchine. Ești totul în toate și toate prin tine, tu pâinea de aporuri a neamului meu. Din coarda de viță, ce-mi fășură crama, bunica și mama, mi-au rupt un ciorchine spunând mi povestea. Copile grăire, broboanele acestea sunt lacrimi de mamă vărsate prin noți la casnele Domnului nostru Hristos. Apoi când culesul de struguri fugata, bunicul și tata, în joc de călcâie zdrobin nestemate, ce lasă carana și voia înspumate, Copile grăire, e mus îngeros din inima Domnului nostru Isus Hristos. Și iată potirul la gură te aduce, Iisuse Hristoase, tu gerfe pe cruce, adapă-mă se se văd de Sfânt Dumnezeu, ca pobul în spice, ca musul în ciorchine, ești totul în toate și toate spre tine, tu vinul de apururi, a neamului meu podgorii bogate și lanuri mănoase, pământul acesta, Iisuse Hristoase, e raiul în care ne-a vrut Dumnezeu. Privește-te în vie și vezi-te în grâne și sângerează în struguri și vrânge-te în pâine, tu viață de apururi a neamului meu. Așa că de aceea e importantă biserica, importantă spirituală a bisericii pentru viața noastră domnicească. De aceea e importantă biserica, pentru că aici se oficează Sfânta Liturghie și prescura și vinul se prefac în trupul și în sângele Domnului nostru Isus Hristos. Atât am vrut să vă pun la inimă felicitându-l pe părintele și pe dumneavoastră că ați pus biserica la punct și că acesta e un semn că țineți la biserică. Acum ziceam când am terminat slujba de resfințire a bisericii că dacă nu putem spune toate amănuntele ce se petrec când se repară o biserică, ne folosim de versurile lui Tudor Arghezi și cu asta chiar închei predica mea și versurile lui Tudor Arghezi, care sunt o dedicație și Părintelui teu și dumneavoastră. Zic așa de frumos. Altarul să fie și pietrele să ție cer inima și viața zidite în temelie. Amin.